La nivelul Argeșului, instituția responsabilă cu dezăpezirea drumurilor județene este Regia Autonomă Județeană de Drumuri, aflată în subordinea Consiliului Județean. Pentru această iarnă, regia a încheiat contracte de peste 23 de miliarde de lei vechi pentru asigurarea acestor servicii pe drumurile pe care le administrează. În plus, de alte 5 miliarde au fost achiziționate materiale antiderapante. Firmele care au câștigat contractele ce au ca obiect de zăpezire a drumurilor județene din cadrul celor șase districte sunt Atea Forest 2005 SRL, Construcții Drumuri și Lucrări de Artă SRL, Beto Construct Argeș SA, Body Max Evolution SRL, Reparații Modernizări Retehnologizări Argeș SA, Proiect Infra 2005 SRL și Comesat Drumuri SRL. Ca președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență, Prefectul Mihail Oprescu s-a arătat mulțumit de modul în care au fost rezolvate problemele apărute odată cu căderea era primei zăpezi. Astăzi, de exemplu, la stația de la Câmpul Lung erau 21 de centimetri de zăpadă, 20 la Stolnici, 18 la Pitești, puțin mai, mai, mic în, la celelalte stații de la nivel de județ. S-a acționat în perioada 30 12 4 ianuarie cu o cantitate de 1300 de tone de nisip, dintr-un total de 17.000 de tone și o cantitate de 350 de tone de sare, din totalul de 2.300 de tone. De asemenea, s-a acționat cu 50 de autobasculante cu lamă, 4 autogredere și 5 scavatoare. Nu la fel de mulțumiți au fost însă și șoferii și pietonii din Pitești. Să circulă destul de greu. Uh, Credeți da, că, că o să facă astăzi? Uh, iarăși... <laughs> Ce părere aveți despre modul în care au fost dezăpezite trotuarele? Ce părere să avem? Nu, nu prea bună, dar sfârșit. Cum reușiți să circulați totuși? Circul că vă dor picioarele singur nebunesc. A devenit o adevărată lecție de echilibristică, să zicem. Da, da, și un la cei bătrâni. Cum vi se par condițiile de trafic? Foarte proaste. Totuși, pare că astăzi autoritățile s-au mișcat ceva mai bine și se circulă mai bine decât ieri. Se circulă la modul doar că au dat cu nisip și cu sare, dar zăpada tot este pe carosabil. Și anul acesta au fost luate bine pregătite? Bineînțeles, doar anii în ianuarie, nu? Chiar dacă în zilele următoare nu va mai ninge, veștile din punct de vedere meteorologic nu sunt tocmai bune. Și asta pentru că încălzirea vremii va aduce ploi și polei. Astăzi, așa cum observați și dumneavoastră, frontul atmosferic este uh, disipat de la nivelul județului, este senin. Va fi așa până la începutul zilei de mâine, când vor începe să cadă cantități de precipitații sub formă de ploaie și de lapoviță, vremea se încălzește cu 4, 5, 6 grade din cât am fost informat. Există datele și premisele să se formeze polei și pe această cale o să vă rog să atenționați populația și pe toți participanții la trafic, dar nu numai, fiindcă poleiul este extrem de periculos și pentru pietoni, că în cursul zilei de mâine se va putea forma această problemă din punct de vedere meteorologic și este bine să se țină cont de acest aspect. De administrarea drumurilor naționale ce traversează județul se ocupă Direcția Națională de Drumuri, secția județeană Argeș. În ceea ce privește dezăpăzirea drumurilor naționale, licitația a fost câștigată de societățile General Trust Argeș SRL și RPM Construcții Drumuri SA, care vor încasa pentru prestațiile acestor servicii peste 100 de miliarde de lei vechi.